Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române din înghețatul deocamdată Parc Astra. Cuvântul din seara aceasta se potrivește praznicului. Și anume, vorbim despre Sfântul Apostol Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, mort în jurul anului 109. Despre viața lui știm așa că este născut dintr-o maimă evreică și un tată grec, unice cu numele binecredincioasă ca și mama ei, Loida, cea care ia rândul său, este pomenită în tradiția bisericii ca fiind o credincioasă, o apropiată a echipei pastorale apostolice. De ce știm despre el este că îl cunoaște pe Sfântul Apostol Pavel încă din adolescența târzie sau foarte apropiată copilăriei și dintr-o dată devine unul dintre cei mai importanți însoțitori ai Sfântului Apostol Pavel, probabil și pentru că stăpânea foarte bine limba greacă și pentru că la modul în care se descurcă în lucrurile importante ale vieții pastorale câștigă încrederea Sfântului Apostol Pavel. Știm despre el că l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel, propovăduind cu el pe Hristos în Efes, în Corint, în Macedonia, în Atena, la Roma, la Ierusalim și, dacă este valabilă legenda conform căruia Sfântul Apostol Pavel a vorbit și în Spania, Timotei l-a însoțit și acolo, fiind unul dintre cei mai buni ucenici ai acesteia. Ce mai știm despre el este că s-a învrednicit, s-au scris două epistole, una pe care o transmite din Macedonia și alta din Roma, unde Pavel îi adresează o serie de încurajări, dintre care mie cel mai mult mi-a plăcut aceasta: adu-ți aminte și înflăcărează darul lui Dumnezeu care este într-o tine prin punerea mâinilor mele. Să nu ne hirotonii speciale pentru ucenicul său acesta, care avea să ajungă până la urmă episcop la Efes, în marea cetate a Efesului, acolo unde avea să și moară în timpul sărbătorii barbare din Efes, numită Catagrion, în anul 97, în vremea împăratului Nerva Traian. Sfintele Numaște au fost mutate la Constantinopol în Biserica Sfinților Apostoli și apoi și-au văzut mai departe de pelerinaj odată cu trecerea Constantinopolului în mâinile otomanilor. E important să vă aduc aminte că este un ucenic al Sfântului Apostol Pavel și că prin el se vădește odată în plus că succesiunea apostolică înseamnă și această capacitate de a crește discipoli, de a crește ucenici, de a face din acești ucenici partea mărturiei publice a prezenței Evangheliei lui Hristos. Este la fel de important ca și viața Sfântului Mucenic Anastasie Persul, mort la 628, pe care îl pomenim tot astăzi, el însuși fiind ucenic al unui dintre părinții duhovnicești, care a luminat cu totul ținutul acesta al Persiei, un ținut greu încercat și în vremea aceea, ca și în vremea de acum. Suntem în săptămâna aceasta, înaintea pomenirii celor care își pun viața pentru Hristos, ca întotdeauna în calendarul duhovnicesc al Bisericii. Vreau să știți că astfel de oameni au existat și că viețile lor, sângele lor s-au făcut sămânță creștinismului nostru și că atunci când suntem neatenți la lucrurile pe care le avem să le împlinim creștini fiind, suntem neatenți și la jertfa lor. Mâine este o nouă zi.